Rezistența la sfat sau la insulină. Proverbele 25:16. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și să o verși din gură. Zaharurile sau carbohidrații de tip mono și dizaharide, de exemplu glucoza, fructoza, galactoza, lactoza și sucroza sau zahărul, ca și amidonul, care este un polizaharid, sunt o sursă de energie pentru organism. Ele pot exista în mod natural în sucuri naturale, în alimente, alături de nutrienți utili precum fibrele alimentare, vitaminele și mineralele, sau pot fi adăugate în alimente și băuturi pentru a da gust dulce, pentru a prelungi durata de valabilitate sau îmbunătățirea aspectului alimentelor. Pentru a reduce epidemia de obezitate și de boli de inimă, Asociația Americană a Inimii recomandă zahărul adăugat să fie cel mult 6 lingurițe pe zi, adică 24 de grame. Pentru majoritatea femeilor, aceasta însemnând 100 de calorii, să fie maxim 9 lingurițe, adică 36 de grame pe zi, adică 150 de calorii pentru majoritatea bărbaților, și 6 lingurițe sau 24 de grame la copiii cu vârsta între 2 și 18 ani, iar băuturile dulci ar trebui să fie limitate la cel mult 226 de mililitri pe săptămână. Comparați aceste limite cu conținutul unei singure doze de 340 de mililitri de Coca-Cola, care are 39 de grame de zahăr, cam 10 lingurițe. La acestea se adaugă zahărul ascuns din fulgii de cereale, din iaurturile dulci sau pâinea din magazin. Ca și zahărul, alimentele rafinate, cum ar fi pâinea albă, orezul alb, cartofii, pastele din făină albă și produsele de patiserie, stimulează producerea unei cantități mari de insulină în încercarea de a menține nivelul de glucoză între anumite limite în sânge. Acest vârf de insulină poate duce la o prăbușire a glucozei din sânge, adică o hipoglicemie reactivă, care poate provoca senzații de oboseală, letargie, schimbări de dispoziție, iritabilitate, dificultăți de concentrare și un risc crescut de obezitate, de diabet zaharat și de boli de inimă. Cu timpul, celulele devin rezistente la fluxul constant de insulină, contribuind la diabetul zaharat de tip 2, la ficatul gras, la sindromul metabolic sau la demența Alzheimer sau demența vasculară. Dacă Biblia recomandă măsura mică la miere, care pe lângă fructoză, cam 60%, și glucoză, cam 40%, conține și mici cantități de betaină, de colină, de vitamina B9, B3, B6 și B2, cu cât mai mult ar trebui să practicăm măsura mică la zahăr, care are doar calorii.